Compania Naturevo a celebrat 20 de ani de activitate pe piața agricolă din România. Călătoria Naturevo, cum au denumit reprezentanții firmei drumul parcurs de-a lungul celor 20 de ani, a fost punctul central al evenimentului care a avut loc la București în prezența unor numeroși invitați. Compania distribuie la nivel național inputuri pentru producția agricolă. Naturevo identifică nevoile fermierilor din România, cărora le recomandă soluții de calitate sub marca tehnologiilor pentru agricultură. 20 de ani au trecut repede, au trecut cu multe realizări cei 20 de ani. Da, sunt 20 de ani de muncă asiduă, de transformare, să spunem, continuă, de învățare continuă și de adaptare atât la schimbările climatice, cât și la ceea ce se întâmplă în piață. În primul rând, știți foarte bine că în domeniul protecției plantelor foarte multe substanțe active au ieșit. Aș spune că două treimi au dispărut și a mai rămas cam o treime. Dar noi am gândit de la început, de când am format Naturevo, ca să vedem sănătatea plantelor nu numai cu produse de protecție a plantelor, ci și printr-o nutriție echilibrată și prin utilizarea unor produse naturale, atât minerale cât și extracte de plante, de alge. Putem să spunem că am făcut un pas important în agricultura României, am demonstrat că ceea ce am spus că facem și facem și avem foarte mulți parteneri care ne sunt aproape, un lucru care este foarte important. Cum arată Naturevo după 20 de ani pentru fermierul român? Pentru fermierul român care lucrează cu Naturevo, Naturevo arată un partener foarte serios și pregătiți să facă față tuturor provocărilor. Noi suntem între cei care, din păcate, uneori părem profeți negativi, pentru că îi avertizăm că urmează niște probleme grave să se întâmple și de obicei se întâmplă. Problemele acestea de climă, problemele de schimbări de produse și așa mai departe, disponibilități de produse. Oamenii care lucrează cu noi sunt, în general, fermieri de succes.